Mamușca, mama, asta strigă printre hohote de prânz, după cum ați auzit, o femeie în timp ce Moscova este zdruncinată de explozia unei drone ucrainiene. E plin telegramul de videoclipuri postate de locuitori ai Moscovei după exploziile produse în urma acestui atac cu drone dintr-un cartier de birouri al capitalei Rusiei. 3 drone ucrainiene au lovit Moscova, rușii au fost în alertă. Nervos și răzbunător, fostul președinte Medvedev s-a apucat astăzi să posteze pe rețelele de socializare, citez, va trebui să folosim o armă nucleară dacă ofensiva ucrainienilor va avea succes. Pur și simplu, nu există altă opțiune. Confruntările care se pregătesc la Marea Neagră, lângă România, sunt poate cele care ar trebui să preocupe, să ne preocupe pe noi aici. Ucraina a prezentat lumii dronele sale maritime de ultimă generație, cu ajutorul cărora ucrainienii speră să oprească mișcările flotei ruse. Discutăm despre toate la această oră. Îi mulțumesc foarte mult, domnul general Cristian Barbu, care se află în studio alături de mine. Bună seara, domnule general, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule general, au surprins aceste imagini. Moscoviții s-au grăbit să posteze imagini cu aceste explozii. Cred că este prima oară când un cartier important din Moscova e zdruncinat de explozii. Într-adevăr, este pentru prima dată când observăm că aceste drone ajung într-un astfel de perimetru care, în mod normal, din câte știm noi, este extrem de bine protejat. Moscova este protejată cu 3 inele concentrice vis-a-vis de tot ce ar trebui să fie doborât în spațiul aerian. Sunt sisteme artileristice, sunt sisteme rachete și, bineînțeles, acele elemente de război radioelectronic. Cum au ajuns aceste drone pe la 3 noaptea și au și fost filmate și, eu știu, erau și unii treci care tocmai erau cu camerele pe dronele acelea, sigur că toate aceste elemente ne ridică un semn de întrebare. Nu cumva, dintr-o intenție care e ușor de descifrat, au fost lăsate să treacă și să ajungă acolo. Și, sigur, există și varianta mai amplă a acestei discuții, dacă într-adevăr veneau din Ucraina sau dacă veneau de undeva mult mai de aproape și au putut să penetreze, să zicem, printre cuvinte așa, acest sistem destul de puternic și destul de sofisticat pe care rușii l-au în apărarea Moscovei. Mai de aproape de unde, domnule general? De pe teritoriul Rusiei, pentru că cel mai apropiat punct de Moscova e la vreo 750-800 de kilometri de Moscova, punct de unde ar putea să fie lansată o astfel de dronă de către ucrainieni. Cu alte cuvinte, putea să fie o astfel de dronă lansată și de la 50 de kilometri sau 60 de kilometri. Cine ar fi făcut asta? Păi, puteau să fie cei care până acum au mai făcut astfel de încercări și sunt acei luptători, să le spunem, de gherilă sau, poftim, partizani, dacă am putea să le spunem așa, dacă ne aducem aminte din alte vremuri, cei care în sfârșit vor să arate că, printr-o legătură cu Ucraina, pentru că altfel nu aveau aceste drone prea la îndemână, deși nu sunt drone cu un echipament militar extrem de puternic. Fac o mică comparație. Ați văzut, de exemplu, o dronă iraniană, ce dezastru poate să facă atunci când lovește un bloc. Dărâmă jumate din bloc. Aici ați văzut că o dronă din aceasta a deteriorat puțin exteriorul și poate și un pic interiorul, dar nu cine știe ce. Adică nu ne-am trezit cu un bloc dărâmat sau, eu știu, lucruri de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, sunt niște drone care au putut fi inclusiv de pe teritoriul Rusiei lansate și care, încă o dată spun, orică au scăpat, orică au fost cumva lăsate. Eu înclin mai mult să... către varianta că au fost lăsate, tocmai pentru că îl ajută pe Putin în acest moment. Putin, care nu era în Moscova, era la Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, la ziua Marinei, sigur, alături și alte, de lideri africani. Exact, și alte momente de acest gen s-au întâmplat la Moscova, taman când nu era Putin acolo. De aceea mă gândesc că poate, cine știe, vrea să demonstreze că e într-adevăr o problemă pe care trebuie să o pună la punct vis-a-vis de derularea războiului în continuare.
Adică aș vrea să vedem și aceste drone cu care se laudă, trebuie să recunoaștem, se laudă ucrainienii. Ei spun, i-au invitat pe cei de la CNN să le filmeze, le-au arătat lumii, sper că avem imaginile pregătite, pentru că aș fi vrut să știu punctul dumneavoastră de vedere, e important pentru noi, pentru că este vorba despre scenariul de luptă de la Marea Neagră. Ucrainienii spun că aceste drone pot limita acțiunile Rusiei. Care e opinia dumneavoastră? Sigur că sunt utile într-o oarecare paradigma unei lupte navale. Ce sunt aceste drone? Pe înțelesul nostru al tuturor. Niște bărcuțe ghidate, dacă vreți, așa cum sunt, să zicem, avioanele ghidate sau aceste UAV-uri, ghidate tot prin satelit, cu o țintă foarte clară și care au, în loc de explozivul pe care îl vedem la o rachetă sau la o dronă aeriană, așezat undeva pe această bărcuță. Și care sunt inconvenientele? Oricât de repede ar merge, cu vreo 4-5-50 de noduri, e maxim cât ar putea să meargă. Deci nu foarte repede, nu ca o dronă aeriană. Doi, se vede, pentru că în momentul în care merge tare, lasă acel siaj în apă, indiferent cum faci, asta este situația. Trei, sunt destul de ușor de contracarat. Să ne gândim că, în afară de faptul că pot fi lovite destul de ușor la această distanță, ele pot fi preîntâmpinate și printr-un simplu baraj pe care poți să-l așezi, așa cum de altfel am văzut pe multe alte, în multe alte situații aceste baraje. Și nu în ultimul rând, chiar o simplă bărcuță care merge în întâmpinarea acestei drone navale ar putea să o deruteze. Și ultimul aspect este cel legat de întreruperea legăturii cu satelitul, deci acea instalație de luptă radioelectronică. Cu alte cuvinte, sunt bune, dar nu cred că vor schimba fluxul războiului. Putin se laudă și el astăzi cu, mă rog, era la Ziua Marinei, avea invitați, de unde? Din Africa, doar acolo, mai, doar de acolo mai poate. O parte din prietenii lui. Sigur, doar de acolo mai poate să aibă invitați domnul Putin. Și vom vedea această navă, domnule general, pe care Putin a prezentat-o ca să arate în continuare puterea rușilor de a construi. Spuneți că e o navă a cărei construcții a durat mai mult decât un an, doi ani. O astfel de navă durează cel puțin trei ani. O văd telespectatorii noștri acum pe ecran. E spectaculoasă? Vă impresionează? Da, este totuși o navă după un proiect conceput în anii 2000. Nu este o navă din anii 80-90. O navă destul de, haideți să zicem, modelată pentru nevoile unui război pe care îl gândeam noi pe hârtie, că și rușii tot pe hârtie îl gândeau până acum vreo 2 ani. Deci îl gândeam pe hârtie în urmă cu 5-7-10 ani. Dar sigur că acum luptele navale, care sunt însoțite de lupte aeriene, și ați văzut că acel vesticul cerșător al lor poate mult mai bine așezat în partea aceasta de luptă decât acest Mercury, a fost scufundat printr-o acțiune mixtă, aero și navală. Așa încât astfel de proiecte mai vechi, cum spuneam, neadaptate în totalitate condițiilor moderne, nu vor face marea transformare a flotei ruse. Așteptăm de la ei, probabil, și nu numai de la ei, chiar și de la noi, dacă mi-este permis să spun așa, doamna Chiriac, să apară elemente adaptate acestor condiții pe care le-am văzut în acest ultim an, an și jumătate. Adică lucruri cu totul și cu totul capabile să facă față acestor solicitări navale și aeriene în același timp. Domnule general, Senatul american a adoptat un proiect de lege privind securitatea la Marea Neagră. Americanii fac investiții în scutul de la Deveselu. Am citit că vor fi aproape 2 milioane și jumătate de dolari investiți în România. Americanii se tem că s-ar putea întâmpla ceva aici? Nu. Scutul de la Deveselu a fost creat și știm cu toții că în continuare este modernizat pentru o plajă mai largă de evenimente, nu neapărat legate de Rusia. Sigur că acum este și Rusia în planul acesta,
Dar să nu uităm și de aspectul de luptă antiteroristă. Pentru că aceste rachete pe care noi le vedem acum, destul de ușor manevrate și vehiculate de către Rusia, mai pot fi și în dotarea altor țări. Să nu uităm, putem să dăm un nume, de exemplu, Iranul. Și atunci acest scut de la Deveselu va trebui să fie într-adevăr modernizat, upgradat și updatat. Ceea ce se și întâmplă. Soft, hard, rachete, adică acei vectori care se poate să doboare inclusiv rachetele pe care s-au străduit Putin și cu inginerii lui să le facă, adică acele rachete hipersonice. Uh-huh. Și ați văzut că primul semnal a fost atunci când un sistem Patriot modern a reușit să doboare o rachetă hipersonică de tip Kinjal. Așa vor fi și acești vectori de la Deveselu. Și nu numai, vor fi și alte elemente de protecție a acestui sit. Ne amintim reticențele Rusiei, ne amintim că au fost voci la Moscova care au vrut să se deplaseze la Deveselu, să se convingă de componența elementelor de acolo. Cum ar putea să reacționeze Rusia în urma acestui upgrade făcut de Statele Unite la Deveselu? Sunt convins că întotdeauna vor avea aici la acest subiect, aici în România, un punct pe care să-l analizeze ca fiind periculos pentru ei. Dar este clar pentru toată lumea și eu cred că este clar și pentru ei, în afară celor care doar spun politic acest lucru, dar pentru cei care sunt în domeniul tehnic, este clar că sistemul este defensiv. Pentru că acele rachete pe care le vom avea și noi, dar le-am avut și până acum, dar vor fi într-o altă clasă îmbunătățită, nu au exploziv. Este foarte interesantă ideea aceasta, pentru că nu poți să fii într-o acțiune ofensivă fără exploziv. Atunci mă pot apăra exact cum este, îmi cer scuze, dar e o aproximare tehnică destul de bună. Că atunci când am un arc cu o săgeată, încerc să prind mărul care zboară cu arcul cu săgeată. Așa se întâmplă și aici. Racheta pe care o trimite sistemul de la Deveselu este o rachetă de impact. Exact ca o săgeată care încearcă să prindă o țintă din urmă și nu explodează. Înseamnă că și prin construcție este un sistem defensiv. În afară de acest aspect, toate țintele pe care le poate prinde prin sistemul acesta upgradat de tip radar cu amprentă sintetică, sunt ținte care au o evoluție balistică. Așadar, nu poate să genereze sistemul de la Deveselu o astfel de traiectorie, adică să trimită ceva, haideți să zicem, ca o piatră aruncată la ruși, ci dimpotrivă să prindă o piatră aruncată de la ruși. S-a enervat foarte tare domnul Medvedev astăzi. Totuși, Medvedev, fostul președinte, are și o funcție, președintele Consiliului de Securitate. Acum, da, l-am văzut că dă primul mâna cu Putin la câte o ceremonie din asta. Adică el e responsabil. Nu e doar un cronicar care scrie pe Telegram și scrie așa, citez, va trebui să folosim o armă nucleară dacă ofensiva ucrainienilor va avea succes. Pur și simplu nu ar exista altă opțiune. Ne-a mai păcălit cu nucleara asta până acum și, Doamne ajută, bine că ne-a păcălit, asta e o veste bună, dar de la ce s-a enervat așa tare? De la explozia din Moscova? No, el e responsabil cu acest capitol. Știți că fiecare acolo a văzut, el e responsabil cu arma nucleară și a zis, băi, mai zici tu ceva cu arma nucleară, că n-ai mai zis de vreo săptămână. Zice, stai, șeful, gata, stai că vin cu asta. Nu din acest motiv cred că a fost el extrem de surescitat, deși sigur că problema asta cu dronele la Moscova generează, ați văzut, un flux interesant. Dar el a venit acum cu ideea că o parte dintre americani și chiar un oficial de la Pentagon și-a exprimat un punct de vedere asemănător pe această temă în urma unor discuții informale pe care se pare că le-au dus cele două părți la nivelul 1.5. Adică americanii cu rușii. Și în urma acestor discuții a rezultat cumva că linia roșie, aceea roșie puternică, super grena spre roșu pe care ar putea să o tragă vreodată Putin, ar fi Crimea. De aici, probabil,
că preluând ceea ce se întâmplă în, la Moscova, cu ceea ce s-a întâmplat ca și poziție publică din partea americanilor, Medvedev a zis, da, da, stați că aveți dreptate. Dacă această contraofensivă va reuși și va apropiați cumva, așa cum este acum, direcția principală de ofensivă a ucrainienilor, adică va apropiați de Crimea, e, atunci să știți că facem ce au zis americanii că au înțeles de la noi. Sigur, e o problemă pe care eu cred că nu o vor lăsa decât în retorică. Dar, ca militar, întotdeauna luăm și un procent că s-ar putea să se întâmple. Nu poți să știi niciodată. Ca militar trebuie să știi să te aperi. Nu vreau să sperii pe nimeni. Avem încredere în prudența dumneavoastră, da, pentru că sunteți una dintre vocile foarte rezonabile. Cu toate acestea, vorbeam în această săptămână, domnule general, într-o intervenție pe care ați avut-o, despre nevoia României de apărare în acest moment, de intensificare a apărării aeriene, mai ales în această zonă a Mării Negre. Este nevoie pentru faptul că tot ceea ce se întâmplă pe lângă noi în acest moment înseamnă nu neapărat dorință, dar se poate întâmpla să fie neglijență sau eroare tehnică. Și la ce ne referim? La faptul că în spațiul nostru aerian românesc, fie el că este pe uscat sau fie că este cel aferent apei teritoriale a Mării Negre sau a Dunării, poate să apară un obiect zburător, să nu-i zic neapărat altfel. Poate să fie o dronă, poate să fie o rachetă și care să ajungă aici și să nu o lăsăm să treacă așa cam cum ar vrea ea, ci să o putem distruge. În acest sens, sigur că avem nevoie de astfel de mijloace suplimentare pentru o protecție antiaeriană. Am văzut că Franța a avut o primă reacție. Am văzut că există o reacție chiar europeană în acest sens și le mulțumim partenerilor noștri, mai ales că Franța este națiune cadru pentru grupul de luptă avansat din țara noastră de timp NATO. Ne așteptăm și la alte mijloace de acest gen care să ne ajute. Ne așteptăm și la o mișcare poate puțin mai vioaie din partea Ministerului Apărării Naționale pentru a face ca achizițiile să fie într-adevăr reale și nu numai scriptice, pentru că, așa cum și ministrul Apărării Naționale la Academia Tehnică Militară joi, atunci când a fost o nouă promoție de ofițeri ingineri, a subliniat că achizițiile au început în 2017, bine, nici acum nu s-au finalizat, pentru ceea ce ne-ar interesa. Șorat, ușorat, adică aceste rachete pentru apărare antiaeriană, cu rază scurtă sau foarte scurtă, very short, cu rază foarte scurtă de acțiune. Ceea ce ar fi foarte bune, cel puțin pentru lupta împotriva dronelor. Iată, deci, că sunt lucruri care au pornit de mult în România și nu s-au finalizat și acum suntem puțin, dacă vreți, la mâna prietenilor și colegilor noștri din NATO care să ne ajute cel puțin în acest aspect, în regiunile, în arealurile în care avem mare nevoie. Și acestea sunt în special Dobrogea și partea aceasta de frontieră cu Ucraina. Pentru că vorbeați puțin mai devreme despre Franța, e foarte interesant ce se întâmplă în Nigeria și vom discuta despre asta. Oamenii dau foc steagurilor Franței și cer venirea Rusiei la putere. Putin, la rândul lui, le-a transmis liderilor africani, pentru că a fost un summit Rusia-Africa la Sankt Petersburg, le-a transmis că Moscova tratează cu respect propunerea lor de pace privind Ucraina. Și când au spus că vor cereale, liderii africani, cred că i-a trimis la Washington. Duceți-vă acolo și cereți cereale către americani. Da, este o șmecherie cumva, dacă mi-e permis așa să spun acest aspect mai puțin academic. Dar e modul în care Putin întoarce moneda pe partea cealaltă. În sensul că el nu-i cu nimic de vină privire la război, uh-huh. El ar vrea să fie pace, dar alții sunt cei care acum îl atacă pe el și vor teritoriile, ca și când teritoriile din Ucraina sunt ale lui de dinainte de, eu știu, anul 1, ca să nu zic de Hristos, că poate nu toată lumea se reorientează după Hristos.
Și tot așa, adică întorcând această problemă în toate felurile, au ajuns la Washington. Cumva că marea criză de cereale pe care de fapt el a generat-o, Putin, prin aceste bombardamente asupra infrastructurii cerealiere din Ucraina și prin această interdicție, prin această blocadă, că trebuie să recunoaștem un fel de blocadă pe care a impus-o Ucrainei cu privire la transportul de cereale și numai. E bine, nu el a fost cel care a generat chestiunea asta, ci de fapt și de drept Washington. Sigur că e o mare minciună și toată lumea știe. Dovadă că acei prieteni de-ai lui nu toți au crezut ce a spus. Prietenii africani? Africani, sigur, adică beneficiari de cereale. Unii au acceptat oferta gratuită, alții au spus că n-au nevoie de oferta gratuită și că ar fi bine să revină la acel, hai să zic, tratat de convenționarea transportului de cereale încheiat cu Organizația Națiunilor Unite și cu Turcia vis-a-vis de grâne din Ucraina. Dar rezultatul este unul interesant. Putin nu va ceda foarte ușor, are de câștigat și prin creșterea prețului acum pe plan mondial la cereale sau cumva într-o convenție de acest gen, poate și cu Turcia, vom vedea dacă este așa ceva, dar ce m-a impresionat pe mine este că a cerut în mod explicit implicarea Chinei, ceea ce înseamnă, fie că este vorba despre pace, fie că este vorba despre grâne, fie că este vorba despre o redistribuire a acestui transport de cereale, s-a referit și la China. Ceea ce înseamnă că în acest moment ține foarte mult cont de ce se întâmplă la Beijing și care sunt părerile președintelui Xi. Acesta e un lucru bun. Și de ce spun acest fapt? Pentru că Xi este împotriva oricărei dezlănțuiri de forțe nucleare. Asta înseamnă că prietenul Medvedev mai devreme doar și-a citit articolul și nimic mai mult. Acesta este semnul îmbucurător. Vor începe să se antreneze în România piloți ucrainieni. Cel puțin astea sunt informațiile pe care le avem. Antrenamentele vor începe în luna august. În ce condiții vor avea loc aceste antrenamente, în opinia dumneavoastră? Din câte am văzut, nu este chiar foarte sigur că în luna august vor putea începe aceste antrenamente. Dar este clar că vor începe cât mai curând posibil, adică nu mâine, probabil depoi mâine, că începe luna august, vor începe pregătirile teoretice, pentru că un pilot de F-16 trebuie să parcurgă întregul program, chiar dacă este poate puțin mai dinamic, poate că ritmul este mai accelerat, dar programul este același, pentru că la sfârșit, acel Ausweis, acea acreditare pentru a putea zbura pe F-16 trebuie să corespundă condițiilor standard. Asta înseamnă limba engleză, aerodinamică, dinamica zborului și așa, o parte de inginerie, o parte de militarie și apoi se trece la partea aceasta de a face deprinderi, de a face instrucție, instruire și apoi se ajunge la pilotaj. România va avea, probabil, în acest lanț, o parte din ceea ce înseamnă pregătirea piloților și eu sunt convins că prima misiune a acestor sloturi, hai să zic hub, că așa s-a spus în ultima perioadă și e sau nu e adevărat, dar nu contează, acest hub va fi util pentru noi, pentru români. Pentru că vom avea și noi probabil vreo 100 și ceva de oameni, 200 care vor trebui să treacă pe la acest hub și să parcurgă și ei pentru avioanele noastre. Vor fi probabil și ucrainieni, vor fi și alții oameni din NATO. Cert este că România va putea să facă față, zic eu, în momentul în care lucrurile sunt bine puse la punct și sunt acreditate aceste sloturi. Cine va trebui să acrediteze aceste sloturi? Două instituții. Producătorul și cel care face instruirea de luptă. Adică aici este vorba despre două entități din Statele Unite. Ceea ce pentru România ar aduce mai multă vizibilitate, nu știu, un termen de dialog, statutul unui partener. Da, un astfel de hub îți aduce într-adevăr și vizibilitate, ai și o altă condiție politico-militară pe care poți să o dezvolți,
Dar să nu uităm că, până la urmă, un astfel de hub îți dă șansa de a avea unii dintre cei mai buni piloți. Chiar dacă nu neapărat numai pentru avioanele tale, dar pentru avioane NATO sau grupului NATO în mod clar. Și atunci, de ce spun acest lucru? Pentru că, având hub-ul la tine, la un moment dat poți să revii asupra anumitor elemente de instrucție sau de instruire. Mă gândesc numai la cele simulatoare la care poți să ai acces mult mai ușor decât ducându-te în altă țară și tot așa. Deci, cu alte cuvinte, cred că vom avea un corp de piloți militari pentru F-16 extraordinar de bine instruit. Adică din oameni foarte, foarte puși la punct cu noutățile și cu variantele de F-16, pentru că și aici trebuie spus, fiecare slot este adaptat pentru tipul de aeronavă pe care va zbura. De exemplu, V-70-72 va fi probabil un alt tip de slot decât cel pe 60-65. Dar și noi sperăm să avem cândva acele avioane F-16 noi și de ce nu? Poate că și mai mult de atât. F-35 e un vis. Despre finalul acestui război, aproape că e inutil să vorbim, dar Arabia Saudită este cea care va găzdui negocierile de pace din Ucraina, asta spune Wall Street Journal. Sunt discuții, reuniuni care vor avea loc la începutul lunii august, pe 5 și 6 august, liderii statelor occidentale, dar și Chile, Zambia, Egipt, Mexic vor participa la discuții de sfârșitului războiului din Ucraina. E o chestiune serioasă asta sau e doar un prilej de discuție diplomatică? În primul rând este un prilej pentru astfel de discuții și pentru diverse variante. Am văzut până acum cel puțin 12-13 variante. De la Turcia, China, eu știu, chiar și instituția papală, au mai fost și vecinii noștri unguri. Și tot așa au venit, francezii au venit, până să nu uităm că și președintele Macron a avut o variantă de pace și așa mai departe. Până se va închega o chestiune care să fie cât de cât abordabilă de ambele părți, e nevoie de astfel de discuții. Dar concret, mă întorc la ceea ce a spus președintele Biden și cred că e corect în continuare. Asta e părerea mea. Sper să nu deranjez pe nimeni. Nu se poate discuta despre pace fără Ucraina. Iar Ucraina în acest moment are o singură condiție majoră pe care, din păcate, Putin n-are cum să o respecte pentru că nu vrea, nu că nu ar putea. Adică eliberarea teritoriului, retragerea forțelor. Toți ceilalți vin pe o singură idee, încetarea focului. Chestiunea aceasta nu cred că poate fi acceptată în acest moment de către Ucraina. Și un răspuns foarte clar și aici chiar cred conducerea Ucrainei. Ce explicăm familiilor care au avut atât de multe pierderi? Și e corect. Adică toți oamenii aceia care au plecat de lângă familiile lor, s-au dus să apere și să elibereze Ucraina. Și acum, ce să facem? Să ne oprim cu războiul aici, fără să putem să recuperăm teritoriile și să vorbim cu inamicul, va fi greu. O ultimă întrebare, domnule general, pe această temă. Dacă este posibil ca astfel de atacuri, cum au fost cele de noaptea trecută asupra Moscovei, să mai aibă loc și să schimbe ceva? Da, pot fi astfel de atacuri, că sunt reale, că sunt, eu știu, mai lăsate, că sunt favorizate, dar vor avea loc, pentru că dacă lucrurile merg așa cum sunt acum pe front... Îmi spuneți că sunt favorizate, ne gândim la o punere în scenă de către Putin însuși a unor astfel de atacuri pentru a se victimiza? Da, despre asta este vorba. Pentru faptul că armata Federației Ruse are pierderi. Și nu va trebui să le compenseze cu ceva? Ba da, cu ce? Cu oameni noi, cu tehnică nouă, cu bani mulți de la buget, cu bani pentru importuri, că doar s-a dus Șoigu în Corea de Nord. Deci toate lucrurile acestea trebuie la un moment dat explicate rușilor. De pomană le poți explica într-un sătuc de la marginea nu știu cărei regiuni, unde s-ar putea să cadă o rachetă sau nu.
Nu acolo e decizia. Decizia e la Moscova. De aici și cred că se încearcă această reorganizare, dacă vreți, a gândurilor populației, că trebuie să facă un efort mult mai mare pentru război, ca acest război totuși să fie înclinat în favoarea Rusiei. Și iată, este, acesta e un mijloc. Și de aceea Putin vorbește deschis despre nevoia de a-i pedepsi pe cei care se opun. Și cei care lovesc pe teritoriul Rusiei. Vedeți, Statele Unite au spus tot timpul, deși noi nu suntem neapărat cei care preluăm ce spun americanii, ci care-i conceptul? Măi, nu lovi Rusia pe teritoriul ei. E un concept corect în acest moment. Și trebuie să înțelegem, pentru că în momentul în care ai lovit, nu creezi mari pagube, dar creezi acest reflux care îl ajută pe Putin. Adică nu l-ajuta pe Putin lovind pe teritoriul Rusiei. Domnule Gerard, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Facem o foarte scurtă pauză. Bucureștenii au fost în această vară captivii unor festivaluri care au tulburat săptămâni în șir, weekenduri în șir, nopțile de somn. Ne atrage atenția o postare pe care celebrul Mihai Bobonete o făcea la 5 dimineață astăzi, în zorii acestei dimineți, atunci când artistul spunea copiii săi nu puteau să doarmă pentru că în zona Federației Române de Tir, deci în nordul orașului, un nou festival zguduia ferestrele oamenilor. Nimeni nu pare să oprească acest fenomen care până la urmă strică liniștea celor care au pretenția de a dormi noaptea în casele lor. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. S-au zdruncinat din nou ferestrele celor care locuiesc în nordul capitalei. Pe la vreo 5-6 dimineața s-a întețit muzica mai rău decât la miezul nopții. Vă spun din proprie experiență. După festivalul Nostalgia, un alt eveniment, un eveniment care ne tulbură somnul, a zguduit iar pădurea Băneasa. Zeci de sesizări au primit polițiștii din voluntari din cauza muzicii care a răsunat toată noaptea. Poliția a reușit să amendeze organizatorul cu 6.000 de lei. Atrage atenția postarea lui Mihai Bobonete pe această temă. Haideți să vedem reportajul. Așa a răsunat toată noaptea în nordul capitalei din cauza unui festival care a avut loc pe terenul Federației Naționale de Tir din pădurea Băneasa. Și calvarul nu s-a oprit până la orele dimineții. Deși au curs zeci de apeluri la poliția voluntari, nu s-a întâmplat mai nimic. Polițiștii au dat o amendă de 6.000 de lei și au plecat. Printre cei care s-au plâns de zgomotul infernal este și actorul Mihai Bobonete, care a și arătat pe rețelele sociale cât de tare se auzea muzica din locuința lui la ora 5 dimineața. Tir sportiv. 5 dimineața. Am sunat de la poliția voluntar, căci că i-au amendat. I-a rupt, i-a nenorocit. Vă dați seama. Ora 5 dimineața. Deci e ceva de n-ați auzit. Și nu e că e muzică, e nimic. Adică ceva de genul ăsta. Droguri grele. Organizatorul evenimentului, care a ținut un cartier întreg treaz toată noaptea, este The Mission, prin departamentul Logistic Events SRL, companie fondată de Răzvan Opran, om de afaceri cunoscut în zona Horeca, el aflându-se în spatele mai multor cluburi din București. Potrivit termene.ro, departamentul Logistic Events SRL a avut anul trecut o cifră de afaceri de aproape 5,6 milioane de lei, profit de aproape 1,1 milioane de lei și datorii de peste 7 milioane. Evenimentul de sâmbătă noaptea din pădurea Băneasa vine după ce la începutul lunii iulie locuitorii din zonă s-au plâns de zgomotul infernal de la festivalul Nostalgia, care a fost organizat tot în incinta Federației de Tir Sportiv.
Da, weekendurile petrecute acasă de locuitorii din nordul Bucureștiului au devenit niște capcane. Niciodată nu știi ce te așteaptă, niciodată nu știi dacă speranța de a te odihni în propria locuință nu se transformă într-un coșmar. Îi mulțumesc foarte mult lui Laurențiu Moșoiu, este jurnalist la România Liberă și ne se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună seara, Laurențiu Moșoiu, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, Sauna. E ca la măsurile acestea luate de guvern, măsurile fiscale, complet imprevizibil. O lipsă de predictibilitate uriașă, nu ne anunță nimeni, pot doar să confirm ceea ce spunea Mihai Bobonete. Am auzit aceleași zgomote care nu doar că nu te lăsau să dormi, dar îți dădeau starea de asalt. Atunci când se zdruncină ferestrele la ora 5 dimineața și n-am înțeles de ce există o logică a acestor organizatori de festivaluri să crească sonorul la 5-6 dimineața, pentru că fix asta s-a întâmplat. Categoric este o problemă administrației publice locale, la fel cum dacă vezi și pe Arena Națională, pentru că a avut concerte de real succes, este adevărat, dar a căror programare pun mari semne de întrebare. Că ne gândim de ce formații fotbalistice care, din România, care dispută meciuri internaționale în această perioadă, nu au putut disputa aceste meciuri esențiale pentru acest domeniu în România al fotbalului pe cel mai mare stadiu al țării, pentru că au fost programate, vezi, Doamne, în timp alte spectacole. Păi trebuia să luăm în considerare, pentru că astfel spectacole sunt programate și parene din Milano și... Da, Laurențiu Moșoiu, nicăieri în zone rezidențiale, în această lume, nu se fac evenimente muzicale în aer liber sau, nu știu, în corturi, în ciorfiele, după ora 24. Și din nou, nu înțeleg această, ca martor, ca om care a suportat noaptea trecută până la ora 6 dimineața aceste zgomote, nu înțeleg de ce a trebuit să existe, să dea sonorul mai tare între ora 4:30 și 6 dimineața. Fix atunci nu mai putea nimeni să doarmă, pentru că așa au vrut domnii cu festivalul. După ce cei cu nostalgia nu ne-au lăsat acum câteva săptămâni, ce e de făcut? Păi gândiți-vă că urmează un an electoral, nu? Și până la urmă acești organizatori, firme care organizează astfel festivaluri, virează direct sau indirect bani către partide. Iar, păi bine, primăria sectorului 1 este la USR acum, e doamna Clotilde Armand acolo. Haideți să le spunem direct. A fost o mobilizare la festivalul Nostalgia cu vreo 3-4 zile înainte de festival. Drumul către Pădurea Floreasca era închis. Erau sute de polițiști și jandari mobilizați acolo. De ce? Pentru ca niște băieți să facă un festival care a generat câștiguri din bilete plus acuzațiile de consum de droguri pe care le-au descoperit autoritățile, nu spunem noi. Absolut, aveți dreptate, absolut, adică acestea sunt chestii dovedite, sunt evidente. Nu, încă o dată, nu putem să nu legăm. Bine, doamna Clotilde Armand este reprezentata unui partid, dar să nu exclude că mai sunt și alte partide acolo care au interese. Iar fiind la granița voluntariului, să nu excludem, na, că vezi toată lumea, acum domnul Pandele încearcă să fie exclus. Zona aceasta e în sectorul 1, dacă nu mă înșel. Federația de tir sportiv este în sectorul 1, nu? Federația de tir sportiv este în sectorul 1. Dar în sectorul 1, da, la fel, sunt interese ale domnului Clotilde Armand, sunt interese ale PNL, sunt interese, depinde, la fel, că în Consiliul sectorului Vulcu. Sigur, PNL, PSD, evident. Exact, acolo
Rămâne de văzut cum s-a dat, că o vedem că totuși, na, nu sunt un fan al domnului Armand, de departe, dacă ați citat economia, de departe. Noi vorbim despre cum a ajuns pădurea Băneasa, cum a ajuns această zonă eminamente rezidențială și de promenadă, da, merge lumea la grădina zoologică și își plimbă oamenii copii în cărucioare, cum a ajuns să fie un teritoriu plin de droguri, un teritoriu nefiscalizat. Cât de fiscalizate sunt evenimentele acestea, Laurențiu Moșoiu? Păi cât de fiscalizată trebuie să spune ANAF. ANAF, o instituție care vedem că pe la mare joacă teatru, adică vedem... Nu vreau să spun, dar să urmăriți în continuare România Liberă și vom vedea cum se desfășoară fiscalizarea, acțiunile ANAF antifraudă la malul mării. Da. La malul mării. Iar în București putem vedea cum la toate aceste evenimente, la toate evenimente, atât pe arena națională, cât și la evenimente desfășurate în pădurea Băneasa. Eu nu știu cum se desfășoară. Eu n-am văzut, iertați-mă, dar am avut ocazia să trec pe acolo și nu am văzut acei oameni eliberând bon fiscal. Da, deci la toată, exact. Dacă vrei să ții un sucă, eu n-am văzut pe ceva să elibereze bon fiscal. Nimeni, atunci când cumperi băuturi răcoritoare, mă rog, cele care oficial se... Dar și altceva, nu-ți dă, nu-ți taxează, nu îți dă bon fiscal pentru această achiziție. Iar primările, administrația locale, nu și asumă o responsabilitate. ANPC-ul spune că, domne, trebuie să vorbiți cu primărie, deci nimeni nu și asumă o responsabilitate pentru ce se întâmplă legat de fiscalizarea acestor evenimente. Și, unde, haideți să fim serioși, câți bani se cheltuie acolo, câți bani ar putea să ajungă la bugetul de stat? Că tot domnul premier Marcel Șolacu se gândește. Sunt, domne, mii de oameni care sunt mii de oameni care frecventează evenimentele acestea, deci se pot strânge sume mari chiar și din vânzarea sticlelor de apă. Laurențiu Moșoiu, dacă oamenii care locuiesc în aceste zone, că se numesc ele pădurea Băneasa sau cine știe, o altă zonă rezidențială din țara asta, fac sesizări peste sesizări și peste două săptămâni se trezesc cu un alt eveniment care le turbură liniștea publică la ora 5 dimineața. Cum se numește? Că ei sunt ce? Victime ale unor oameni pe care nu-i oprește nimeni? Victime ale unor instituții care nu le pasă? Victime colaterale le-ați putea numi. De ce? Pentru că îi vedem pe parlamentarii noștri care sunt preocupați de alt fel de legi. Vezi, doamne, să excludă firmele de pariuri care sunt așa, care oricum sunt în orașe, care nu au elevii cu 18 ani, nu au acces la ele, să le excludă total din oraș. Dar nu văd chestia acestea care sunt evidente, iar poliție locală. Ce face poliția locală, domnule? Da, eu pun întotdeauna, ce fac acești gardieni publici? Acești gardieni publici care îi vedem practic fără atribuții. Ei merg și prin centru istoric al Bucureștiului și văd. Le se zic, domnule, vedeți că, uite, în locația, vezi că fuge acum un om cu ceva în braț din clădirea aceea, care teoretic ar trebui să fie apartă de... Laurențiu Moșoiu, în România, turburarea... Turburarea liniștii publice în România, cel puțin teoretic, așa spune legea, se pedepsește, nu? Dacă se pedepsește, de ce se autorizează? Păi, ea fiind autorizată, un eveniment fiind autorizat de administrația publică locală, iar poliția locală, cea care ar trebui să amendeze astfel de evenimente, e tot în subordinea poliției. E tot în subordinea administrației publice locale. Eu cred că v-am răspuns la întrebare, nu? Adică autoritatea care trebuie să sancționeze, prima autoritate care trebuie să sancționeze deranjarea ordinii publice, este în subordinea autorității publice locale care autorizează astfel de evenimente. Eu cred că aici v-am răspuns la întrebare. Primăriile sunt cele care dau aceste autorizații.
primăriile sunt cele care ar putea să impună această limită până la ora 24, pentru că vorbeai despre anul electoral care urmează, pot fi și consecințe ale acestui an electoral. Pentru că oamenii calculează ce facem, votăm pe cineva care dă autorizații de așa fel încât fiecare weekend să nu putem dormi, sau fiecare weekend de vară, sau nu. E vorba despre liniștea lor și a familiilor. Vă invit atât pe dumneavoastră de la B1TV, invit și pe alți colegi în presă, haideți să investigăm câți dintre organizatorii acestor evenimente care acum deranjează ordinea publică vor fi sponsori ai campaniilor partidelor politice în anul următor. E o pistă interesantă. Mulțumesc foarte mult, Laurențiu Moșoiu, pentru această intervenție. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă doresc o noapte liniștită, ceea ce nu e ușor, dar sper să aveți o noapte liniștită. Vă mulțumesc mult. Urmează jurnalul orei 23.